Luci, bine v-am regăsit în acest filmuleț. Este dimineața, destul de devreme, dar cum s-a dat ora înainte, deja este lumină. David e acolo, își bea lăpticul de dimineață, ce poziție are. Așa, eu am făcut patul, pătura e puțin boțită pentru că am spălat aseară și a rămas în uscător peste noapte. În general încerc să o scot imediat ce se usucă, dar se făcuse destul de târziu și a rămas peste noapte și atunci dacă nu o scoți imediat din uscător, imediat ce se usucă, se boțește puțin, dar cred că nu apucă să se îndrepte și deja se murdărește iar. Da, trebuie să ne îmbrăcăm, să ne pregătim, să trezesc și copilașii mai mari, să mergem la școală, la grădi, după câteva zile în care s-au simțit mai rău și au fost bolnăviori, se reîntorc la școală și la grădi, lucru care pe mine mă bucură tare, tare mult. Și da, trebuie să îi îmbrac, să îi pregătesc, le-am făcut deja pachetelul, trebuie să iasă și Lili, așa că o să fie o dimineață destul de plină. Trebuie să merg și la analize de sânge, deci o să am ce face în dimineața asta. Dar mă gândeam să fac și un vlog, că și așa nu am mai filmat de mult. Când te grăbești la împerecheat șosete, se întâmplă să mai nimerești și altfel. Da, să nu mai fie perechi. Tu ce faci? Tu ești gata? Ești îmbrăcat? Mai trebuie să mă îmbrac eu, dar ar fi bine să nu te așezi pe hăinuțele mele. Da. Bravo, foarte talentat ești. Toată gașca e gata de plecare, inclusiv Lili și Daniel are ghiozdan nou astăzi. Ia întoarce-te. Da, are ghiozdan nou, că nu era mulțumită de celălalt. Nu, mi se părea că nu îi vine bine, era prea mare pentru el, dar l-am ales că, da, i-a plăcut lui Daniel modelul, dar o să-l poarte când o să fie mai mare. Gata, haideți să deschidem ușa și să plecă și gentuță pentru sport. V-ați luat apă, pachetel, tot ce vă trebuie, da? Da. Bun, haideți, David e cel care deschide ușa. Ia și apa. Da, și tu trebuie să-ți iei sticluța cu apă, poftim. Hai. Ușor, unul câte unul. Dă-te jos de pe burtică. Dă-te jos. Nu vrei? Și sunt puțin pe fugă pentru că am fost de dimineață la analize de sânge și n-am mâncat nimic. M-am trezit destul de devreme și trebuie să mănânc. Imediat trebuie să merg și cu Daniel la patinoar și dacă nu apuc să mănânc înainte, este 9 fără, și dacă nu apuc să mănânc acum, o să mai pot să mănânc pe la vreo 11. Și nu e bine că se întrează de pe la 5 și jumătate și atunci trebuie să mănânc neapărat ceva și nu mai am pâine. O să trebuiască să cumpăr și pâine. Adică, pâine, ia uitați ce pâine mai am. Deci am doar cojile rămase de la copii, pentru că nu, copiii mei nu mănâncă cojile de la pâine. Bun, haideți să nu mai lungesc ca să apuc să și mănânc. Atunci dacă nu mai am pâine, pentru că, na, cu cojile le mai mănânc așa la o supă, la o ciorbă, dar la micul dejun mai greuț. Și atunci am rondele din acestea de orez cu șunculița de curcan. Aici am puțină brânză brie sau brie din lapte pasteurizat, pentru că multe lume spune că nu e indicat să mănânci în sarcină. Eu am mâncat, pentru că mie îmi place și mănânc așa câte o bucățică, două, din când în când dimineața, nu în fiecare dimineață, dar oricum, este din lapte pasteurizat. Aici mai am puțin castravete, roșie, ardei, ridiche și microplante de ridichi. Și aici mi-am făcut și un ceai de mentă cu miere și lămâie. Nu știu cât de gust de mentă o să aibă, pentru că nu știu dacă a stat
3-4 minute pliculețul l-a infuzat. Dar o să mănânc repede, repejor. Cum a fost la patinoar? Fine. Fine? Ți-e foame? David, haide! David! A văzut el ceva acolo. Da, uite că am rupt din pâinică. David mănâncă. Ce-ai în curță? Nu arată foarte bine, știu lucrul acesta, dar să vă zic ce am făcut aici. V-am spus că aveam o grămadă de coji rămase de la copii, pe care în general le mâncam la o supă, la o ciorbă, la ceva, dar s-au strâns destul de multe și parcă nu prea îmi venea acum să mănânc supă, ciorbă. Am pâine proaspătă, dar nu voiam nici să se irosească aceste coji. Și mi-era și poftă de frigănele. Și atunci am făcut compoziția pentru frigănele cu ou, lapte, scorțișoară, puțin zahăr, vanilie. Am amestecat, am rupt toate cojile alea, bucățele mici, le-am băgat în compoziția respectivă și le-am dat 10-15 minute la cuptor. Și aici așa de bun. Bine, am pus sirop de agave deasupra. Este foarte, foarte gustos. Abia aștept să mănânc. Ce aș fi pus, dacă aș fi avut, un sos de vanilie, ceva făcut așa la rece sau topping de înghețată de vanilie sau ceva de genul acesta, sau înghețată de vanilie ar fi mers, dar nu am nici înghețată de vanilie, n-am nimica. Dar așa că o să mănânc doar cu sirop de agave, pentru că asta n-a fost o chestie premeditată, pur și simplu am stat așa și m-am gândit ce am, ce aș mânca, ce aș putea să fac. Dar am gustat și așa de bunie și mai ales cu scorțișoară, delicios, delicios. Trebuie să mă obișnuiesc să filmez, să fiu mai atentă să filmez, pentru că trece ziua și nu prea reușesc. Am 3 pui acasă și o să ne băgăm toți la somn, pentru că din când în când avem nevoie să ne odihnim, adică și eu, copiii oricum dorm în fiecare zi, Felix doarme la grădii și doarme foarte bine și noi ne odihnim acasă. Bine, eu nu în fiecare zi, dar în zilele în care nu am așa altceva de făcut, nu am de călcat, de exemplu, sau nu am de editat, nu am nimic așa de făcut, mă mai odihnesc și eu și în special în zilele în care mă trezesc devreme. Și cum astăzi m-am trezit pe la vreo 5 și ceva, 5 și 20, cred că era ceasul, îmi prinde și mie bine așa o oră de somn sau chiar dacă nu dorm, dar măcar stau în pat și citesc în timp ce David fură el lângă mine și ceilalți copilași cei mari, fiecare la el împătuț să se odihnească, ca după aia să putem face teme, să ieșim, să ne jucăm, să facem alte activități, să nu fie obosiți și morocănoși. Unde stă cocoța? Aici. Au crescut monster truck în copac? Ar fi bine să crească așa monster truck în copac, că n-ar mai trebui să-i cumpărăm.
Îmi dai un pic de vânt înapoi ca să-i vină mașinuța înapoi, că a rămas acolo. 3 secunde de vânt. Acum voi veniți. Îmi culegi flori, Felix. Poți să le bagi acolo, la Monster Truck. Ai făcut caca? Hai să te schimb atunci dacă ai făcut caca. Haide. Da, trebuie să faci și dușuleț. Și am și eu să mănânc înainte. Hai. La noi începe nebunia de seară. David a făcut deja duș. O să le iau pe Felix acum. Între timp, Melissa și Daniel își fac temele. Aici este Daniel, care își face temele. David, bineînțeles, își face de lucru acolo cu niște dopulețe. Și Melissa este la birou și își face temele. Mai are puțin și termină. Și eu o să îi fac duș lui Felix. Ia să luăm deja pijamăluțe, că este 7 seara, numai bine, ca să ne băgăm cât mai devreme la somn. Ca mâine dimineață să nu trebuiască să trag de ei să se trezească. David, tu ce meșterești acolo? Ce se aude? Ce se aude? Gata, ne pregătim de somn. Deja s-a făcut un pic târzior, dar mai avem de citit o poveste. Le-am cumpărat câteva cărți din seria Franklin. Și chiar le-au plăcut foarte mult. Poate o să le mai luăm și pe cele care ne lipsesc să mai citim seara. Deci asta este ultima poveste pe care o mai avem cu Franklin. De unde știți? Ați citit? Da. Ea pe carte. Da? Da. Frankie, ai putut să citești și tu? Nu, mi s-a luat bine. Nu, eu primul l-am zis. Da, Felix, tu ai citit? Nu. Ia vezi unde e cartea asta pe spate, o găsești? Lăsați-l pe Felix, voi ați citit, mi-a zis numele, lăsați-l pe Felix, da. Vedem dacă... Eu l-am găsit. Bine, dacă ați găsit, nu ziceți. Aici. Acolo e, super. Da, de unde e David? David e cam obosit, că deja s-a făcut târziu. O să ne băgăm acum la somn, ceilalți dorm sau aproape dorm. Mi-a venit și mie o parte din rezultatele analizelor. Majoritatea sunt ok. Fierul a mai scăzut. Da, ce somn, pune căpuțul jos. Fierul a mai scăzut puțin, trebuie să am grijă, deși am luat suplimente, dar trebuie să am grijă să le iau mai regulat puțin. Și glicemia era cam mică, dar nu, pe stomacul gol era normal să fie micuță. Era puțin sub medie, dar nu ceva de speriat, dar la fier trebuie să am neapărat grijă că se tot duce în jos.
și am tot luat suplimente și chiar și așa se ducea în jos, deci trebuie să fiu mult, mult mai atentă acolo. Dar cam atât în acest filmuleț, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu pentru mai multe filmulețe, vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa! Pui și tu pa! Pa! Hai, îmi dai cartea să o punem jos? Să punem jos cartea.